Rotunjirea și aproximarea sunt două noțiuni ce te ajută să lucrezi mai ușor cu numerele. Ne permit să rezolvăm probleme mai rapid și să cunoaștem valori aproximative. Locuiesc la aproape 15 km de școală. Am cheltuit aproape 100 de lei în weekend. Acestea sunt doar câteva exemple de aproximări în care au fost folosite valori aproximative. Știm că acest simbol înseamnă egal, iar acest semn înseamnă aproximativ egal cu. Termenul cheie atunci când lucrăm cu estimări și aproximări este precizia. Uneori este nevoie să ne decidem cum aproximăm. Numerele pot fi aproximate atât prin adaos cât și prin lipsă, iar acest lucru poate fi aplicat la un număr întreg pentru ordinul zecilor, sutelor, miilor și așa mai departe și poate fi aplicat și la un număr zecimal, de exemplu la ordinul zecimilor, sutimilor, miimilor. Depinde de situație. Dacă ești întrebat cât durează ca să ajungi de acasă la școală și tu parcurgi acest drum în 22 de minute, ești mai degrabă tentat să răspunzi că durează 20 de minute, adică să aproximezi prin lipsă. Un titlu de ziar anunță că 10.000 de persoane s-au bucurat în acest weekend de festivalul folk, când de fapt numărul real a fost 9.563, adică acesta a fost aproximat prin adaos. 10.000 este un număr mult mai ușor de reținut pentru public și reprezintă o valoare aproximativă. Pentru a rotunji un număr, stabilim ordinul la care se face rotunjirea și apoi comparăm cu 5 valoarea cifrei următoare, situată în dreapta ordinului respectiv. Dacă valoarea acestei cifre este mai mică decât 5, atunci cifra care reprezintă ordinul la care se face rotunjirea rămâne aceeași, iar toate cifrele din dreapta ei se înlocuiesc cu 0. Dacă valoarea acestei cifre este mai mare sau egală cu 5, atunci cifra care reprezintă ordinul la care se face rotunjirea se înlocuiește cu o cifră mai mare cu 1 decât ea, iar toate cifrele din dreapta ei se înlocuiesc cu 0. Există situații când este necesară rotunjirea la un anumit număr de zecimale. În atletism, săritura în lungime este măsurată cu 2 zecimale, în timp ce proba de viteză este măsurată până la sutimi de secundă pentru un grad mai mare de precizie. Fă o încercare, pune pauză și încearcă. Cifrele semnificative sunt toate cifrele unui număr cu excepția zerourilor de la început. Cifrele semnificative rezultate în urma unei măsurători reale indică de obicei acuratețea, precizia acelei măsurători. Sunt situații când trebuie să rotunjim un număr la o cifră semnificativă mai degrabă decât la un număr întreg sau la o zecimală și e important să fim conștienți de diferență. Rotunjirea numerelor la un număr dat de zecimale se va face ținând cont de cifrele plasate în dreapta virgulei. Rotunjirea unui număr la o cifră semnificativă poate fi făcută înainte sau după virgulă. Semnificativ înseamnă cel mai important. Prima cifră semnificativă este prima cifră nenulă când citești un număr de la stânga la dreapta. Altfel spus, cifra care îți arată cele mai multe informații despre valoarea sa. Totuși, cifra semnificativă nu înseamnă că va fi doar o cifră în răspunsul nostru. Numărul 13.745 rotunjit la ordinul zecilor de mii este 10.000. Când un articol de presă anunță că s-a câștigat la loto suma de 3.870.982 de lei, acest număr va fi mai bine reținut dacă este rotunjit la o cifră semnificativă. Cifra 3 este cifră semnificativă a acestui număr, ea reprezentând ordinul milioanelor. Și cum următorul ordin este reprezentat de o cifră mai mare decât 5, înseamnă că rotunjirea este de fapt aproximarea prin adaos la 4 milioane. Care este cea mai semnificativă cifră din fiecare dintre numerele următoare și ce ar deveni dacă le-am rotunji la o cifră semnificativă? Numerele nenule pot fi considerate cifre semnificative. Iată alte exemple. Pentru numărul 0,53, 5 este cifra semnificativă, întrucât este cifra care ne spune cel mai mult despre valoarea sa. Dacă am rotunji 0,53 la o singură cifră semnificativă, acesta ar deveni 0,5. Rotunjirea la două cifre semnificative a numărului 0,00487 este numărul 0,0049. Poți identifica valorile rotunjite la cifre semnificative pentru fiecare dintre numerele următoare? Acum încearcă și tu. Ai auzit de termenul trunchiat? Acesta înseamnă tăiat. Un număr decimal poate fi trunchiat prin tăierea cifrelor ce trec de un anumit ordin. Calculatorul tău îți dă adeseori valori trunchiate în loc de valori rotunjite. Dacă introduci 2 împărțit la 3, display-ul îți poate arăta acest număr sau acest număr. Primul este trunchiat, al doilea este rotunjit la 10 male. În mod ocazional, este posibil să ți se solicite să decizi cu exactitate gradul de precizie necesar pentru utilizare și poți alege să rotunjești la cifre semnificative sau la zecimale. Amintește-ți doar să stabilești la ce rotunjești. Nu uita, când rotunjești la o cifră semnificativă, nu vei include niciun 0 la stânga în răspunsul tău. În acest tutorial am învățat că rotunjirea și aproximarea ne oferă valori aproximative. Îți propunem câteva probleme pentru a-ți testa noțiunile învățate.